Brașovu. Eu n-am fost aici, cred că de 10 ani deja și vă felicit pentru că Brașovul s-a schimbat semnificativ. Sinceră să fiu, că n-am așteptat atâta schimbare. Mă bucur foarte mult că de astăzi începe o, sper că începe o colaborare noastră cu Muzeul de Istorie din Brașov, pentru că am și găsit un moment, din punctul meu de vedere și din punctul nostru de vedere, foarte potrivit. Este vizita ultimului țar, Nicolae al II-lea, la Constanța, în România. De fapt, dacă numărăm toate vizitele, a fost la 3 la număr și chiar această ultima a țarului Nicolae al II-lea este cea mai semnificativă, pentru că s-a întâmplat cu 2 luni înainte de izbucnirea primului război mondial. Din primul punct de vedere că această vizită era nu una de protocol, ci cea una matrimonială, ceea ce, din punctul meu de vedere, îmi place foarte mult, pentru că era vorba despre viitoare căsătorie principelui Carol cu ducesa, mare ducesa Olga, ceea ce e foarte bine, dar din păcate ei nu s-au împăcat, ei nu s-au îndrăgostit din prima și nu a avut loc această căsătorie. De fapt, această expoziție pe care o vedem acum la muzeu este cea pe care noi am deschis acum în 2014. Am făcut-o împreună cu Muzeul Național al Istoriei României, cu domnul Oberman der Ternoveanu. Chiar era și ea, s-a denumit centenarul vizitei, dar mi se pare că 105 ani tot așa sună foarte bine și foarte potrivit pentru acest lucru. Această expoziție este un adevărat exemplu a colaborării dintre instituțiile din Federația Rusă și România, pentru că atunci în muzeu era expus bastonul regelui Ferdinand și medalia Andrei Pervazvanei, cu care a fost bine decorat regele României, au fost prezentate și documentele, adică a fost o ocazie pur și simplu unică. Din partea Rusiei au participat 3 arhive. Prima, cea mai importantă, este arhiva din stat a Federației Ruse, o arhivă din Sankt Petersburg și o arhivă din orașul Krasnogorsk. Arhiva din Sankt Petersburg este cea mai mare arhivă din Federația Rusă în momentul de față, care conține documentele foto și video și adică ce putem să vedem noi despre această perioadă înainte de război, adică înainte de primul război mondial. Ei au pregătit și, din păcate, noi acum chiar lucrăm la ediția a doua a catalogului care este dedicat acestei frumoase expoziții, să reedităm încă o dată cu pozele care nu au fost expuse și nu au fost văzute. O parte dintre ei este aici în aceste săli și mă bucur foarte mult că în pofida faptului că nu există un protocol, un acord, o hârtie oficială dintre noi, dintre țările noastre, noi continuăm această colaborare. Foarte de curând noi am avut un foarte bun, din punctul meu de vedere, eveniment la Muzeul Satului, când s-a semnat protocolul dintre Muzeul Viatskoe din regiunea Iaroslavl și chiar cu Muzeul Național la Satului Dimitrie Gusti. Noi sperăm că va urma un schimb de expoziții. Mai mult decât atât, tot așa, cu ocazie vizitei a delegației din regiunea Iaroslavl, am aflat un lucru foarte interesant, că mai există și mai este în viață un acord semnat cu Brașovul din 1971, dintre Iaroslavl și Brașov. Este un acord despre